Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine ați venit la un nou episod de Roblox. Am fost Cocolix pentru preza lui Felix! Acum, asta e care mănânci până te spargi. Vreau să văd câte Cocolix-uri merită preza lui Felix. Pe zero mi-e în concediu. Apăsați acolo. Bun, Felix, deci, cum se procedează? Ce avem de mâncat? Ce avem aici de mâncat? Hamburger și asta. Unde e hamburgerul? Că nu-l văd. Asta e pizza? Sel? Da. Deja mi-am umplut somacelul? Ce faci acolo? Nu știu ce fac aici. Bun, deci m-am dus la magazin să vând și acum aș vrea să mănânc un burger, dar nu-l văd. Aș vrea să-l văd în mână. Nu știu de ce nu-l vezi. Dar tu-l vezi pe al tău? Nu. Da. Dar ideea este că haide să mergem la magazin, să ne cumpărăm... Ok. Hai că se pare că avem ceva bănuți aici. Putem cumpăra la DNA, mai mare spațiu. Ah, ok. Da. Ăsta, buy now, așa. Și cred că o să mai cumpăr unul, da. Și după aceea, la food, mânci ou. Mânc un ou. Da, și după poți să mânci pizza dacă vrei. Ia să văd cum se mănâncă oul. Pizza, poți să mănânc cookies. Ah, ia uitați, mănânc un ou. Zici că-s de Paște. Oh, cașcaval mi-arată aici. Echipt. Și după aceea biscuiți. Da, eu mi-am la cookies. Oh, gogoașă. Pâine. Eu cumpăr tot, Felix. Cumpăr tot? Cumpăr tot. Eu am cumpărat tot, cred că mi-am cheltuit toți banii. Să mai cumpăr și eu. Vreau să mai cumpăr DNA din asta. Uite, mănâncă o gogoașă. Este. Și asta îmi dă bani? Ce? Gogoașa asta. Nu vezi că se umplă în buzunar? Da, și se pare că am un buzunar aici destul de mare, de 300, voi vedeți? Ia uitați aici, suntem toți mușculoși. Dacă te plimbi pe aici, ai marshmallows. Dacă le vezi. Unde? Pe aici, pe jos? Ah, da, ia așa, uitați. Și dacă le iei, îți dau bani și alea și poți să mânci ce le dau bani. Ce șmecherie în pălărie. Păi atunci, oameni buni, haideți să căutăm marshmallow-uri. Hai să căutăm marshmallow-uri. Bă, nu mânca toate marshmallow-urile că vreau eu. Ce vrei tu să le iei? Lasă, găsește tu paleta. Zici că hârtie igienică, pe bune? Este, într-un fel, este. Ce tot aprimbesc chestii pe telefon? Pentru că nu ți l-ai pus pe mut când ne filmăm. Nu mi l-am pus pe mut pentru că aștept un telefon de aia. Dar poți să pui la notifications, nu pe sound. Ne. Wow, cât plin aici de marshmallow-uri. Asta e că eu am uitat să mai mănânc și Cristina, și pizza și gogoși. Tu ai ghiozdanul de... De 300. Și uite la mine de cât l-am. De 5.000? Ha-ha! Păi dar cum adică că asta ți-a plăcerea de a merge să dai sale? Păi da, dar... Să... Păi Felix, tu uite cum este să dai sale. Au, de ce mă duce până așa de sus? Când ăștia nu știu cum e frică de înălțime, da. Da, nu știu care e faza. Ăștia nu știu că mie mi-este frică de înălțime, de a coborâ. Înălțimea de a coborâ. Deci mie nu mi-este neapărat frică de înălțime, dar mi-e frică să cobor. 1200 costă mâncare nouă. Ah. 1200? Da. Oh, acum și fac. Am 1008. Tu cât ai? Cumpărăți, am mai scumpă mâncare. Investește în mâncare, nu ghiozdan ca mine, Cristina. Investește în mâncare. Vezi, trebuie să investești în ghiozdan. Ce isteață sunt. Mie mi-ajunge ghiozdanul ăsta de 300, sincer. Da. Pentru că se umple destul de ok. Uite, acolo avem o altă dimensiune să mergem. Dar nu acum. Nu acum. Nu acum, că nu mă lasă. Acum trebuie să mâncăm cât mai mult. Ar fi fain și să ne și îngrășăm. Eu mânc o gogoașă, tu ce mânci? Și eu tot o gogoașă. Baghele? Da. Nu mă mai duceți la înălțime, că mi-e frică să mă cumpărăți mâncare mai calitativă, Cristina. Acum mă duc să văd ce mâncare aș putea eu să-mi cumpăr. Mai calitativă. Am 1400 și ceva. Pâine. Bă. Și ce mai costă motoarea? Iaurt. Iaurt. Dar n-am. Mi-am cheltuit toți banii pe pâine. Pe vezi, Cristina, se face așa ceva. Fate, nu mânca pâine, costă graș. Ai de mine, tu așa mânci pâine din aia de toast. Uite și tu pâine de toast. Jumătate de pâine. 75.000 costă un ou. N-am un ou mai scump. 75.000, dar ce fel de ou este ăla, de ciocolată? Nu știu ce ou e. Asta e un obi. Un obi? Da, dar nu e nimic sus la el. Când m-am dus. Uite, next reward apare într-o zi. E ca, da, unde e obi? Vreau și eu să văd. E un obi, e urce aici pe un deal. Haide că mă duce până sus, așa. Așa. Ah, ce bani fac acum. Ce. Pinky. Hai stai că vreau să iau. Păi nu poți că este petul lui. Am vrut să-ți cumpăr petul. Cumpărăși tu măcar următorul ghiozdan. Și închide cu Infinite DNA. Imediat. Stai să vedem de unde putem cumpăra următorul ghiozdan. De la shop. Dar cât costă? Cam doar 701. Ai de multe ghiozdane. Cumpărăți următorul. Așa. Ai dreptate. Ai o mie, să ajunge. Ok. Așa, nu ți-a luat 5.000 ca mine. Eu deja fac bani buni aici. Vreau să-mi cumpăr ele mai faine. Câți bani ai? Am mai mult decât tine. Păi, ai mai mulți bani, dar eu uite câtă mâncare am. Câtă mâncare ai? 5.000? Nu, 960. 5.000 este ghiozdanul. A, 408 am eu. Da, păi te întreg pe partea respectivă. Ok, deci acesta se pare că este un simulator de mâncare și după aceea... În care mănânci. Diriga mea ar fi campioană la asta, ar fi fost.
Ce mâncare să mai cumpăr? Vă placă marshmallow-urile astea? Încă nu pot să-mi cumpăr iogurtul ăla. Iogurtul? Iogurtul. Încă nu pot să-mi cumpăr iogurtul. Tot ce-mi doresc este iogurt. Este iogurt dintre la roz, cu căpșuni. Abia aștept căpșunile. Eu abia aștept primăvară, cocoleșilor. Da, și eu. Serios, acum cu toate sărbătorile astea cu iarnă, eu abia aștept să fie primăvară. De asta s-o și băga sărbătorile, ca să nu tâmpim. Da, de eu, frig. Eu la concluzia asta am ajuns. Că puteau să pună Crăciunul în altă parte a anului, dar l-au pus acum iarna ca să ne fie și nouă mai ușor de suportat. Da. Asta e mea, e mea, e mea, e mea. Ai vrut să-mi o furi? Și... Cineva așa, s-a întâmplat acolo, măcel. 2015 ca să-ți iei următorul iogurt. Stai, ce se întâmplă aici? Închide. Nu te băga prea multe reclame. Ce se întâmplă acolo? Deci 2500 ca să 2015, cred, de acum mi-l cumpăr. Ei, imediat. Vreau să-mi spui ce gust are, Felix, dacă îți place. Ai 2015? Apropo, tu poți când faci 200 acolo din astea, tu poți să mă duc cumperi. Să dau ser. Da. Ce mare iogurt? Cât o sărbătoarea după iogurt? Iogurt. Muffin, 3000. Aha, brioșă? E fain iogurt. Ia mă duc aici. Da, eu lingura o țin degeaba. Păi ai dat sel? Ah, nu. Imediat. Uite sel de acolo de sus. Te teleportește. Stai să mă duc. Aha, de aici? Te teleportește, da. Mă teleportește. Dar de ce mă duci așa sus ca să fie frică să cobor? Nu știu. Nenea, dă-te la parte. Și acum mă duc aici la sel ca să-mi cumpăr eu iogurtul ăsta. Da. Iogurt. Ah, pe fac repede cu ăsta. Buy now. Fac repede. Echipt. Da? Da. Ia să vedem. Mâncă. Stai că vreau să mănânc. O, ce fain e! Asta zici că e iaurt înghețat, un fel de înghețată. Da. Cât îți dă deodată? 33. O grămadă. 33, dar petul ăla nu știu de ce e așa de scump, nu mai ajuns să-ți pui petul joi. Da, chiar. Sunt norocoși cei care au peturi, vreau și eu să-mi cumpăr aici un pet. 75.000. Felix, tu iei toată hârtia asta igienică. Tot iau, toată. Uite, du-te acolo în colț, în dreapta. Acolo în colț, după brad, du-te. Dar de ce să mă duc acolo? Du-te acolo. Du-te după brad. Imediat. A, m-ai trimis aici la toată hârtia asta igienică. Da. Am crezut că e ceva mai interesant de atâta. Acolo, m-ai pus toalete. Să merg o grămadă. Păi ce nu e interesant, atâta hârtie igienică? Nu asta vrei? Că zici că vrei hârtie igienică. Nu vreau atâta de multă. Nu vreau atâta de multă. Nu. Poți să cumperi motorul ghiozan. Mamă, când îi văd pe ăștia, că mă... Când te aruncă sus, nu-ți place. Mă strânge stomacul. Îmi cumpăr următorul DNA. Buy now. Asta e de 375. Hai că-l cumpăr și pe ăsta. Gata. Nu, e de 5.000 și o costat 375. A, da. Am și eu de 5.000. Așa. Am ajuns pe Felix. Faza este că acest Felix își poate cumpăra mufinul. A, serios? Mufinul, și cât costă? 3047. 3047, pe bune! O, următorul... Uite, sale mele. Este... Le fură aici pe toate. Nu las hârtie igienică nimănui. Tu trebuie să mânci continuu. Tu nu mânci. Mă, Nina, lasă-mă. Mă, dă-te aici. Tu nu prea mâncai. Ba da. Uite că dau click-uri în continuu. Dar cine credeți că aruncă cu toată hârtia asta igienică? Da, hârtia igienică sau sunt din astea marshmallow-ele? Mă, eu cred că e... Poate să fie marshmallow-uri, dar poate să fie și hârtie igienică. Voi ce credeți că este? Să ne ziceți în comentarii. Eu nu știu ce-i. Sincer să fiu, de-abia aștept să mai se, că jocul e nou, de-abia aștept să mai se bage update-uri în el, ca să mâncăruri mai spectaculoase. Da, adevărul că vreau să vă dați ca la restaurant. Ciorbă cu țeței. Ciorbă cu țai-țai. Țai-țai. Așa. Tu trebuie să mai faci 1000 acolo și poți să-ți iei și tu să mânci. Deci ai zis că e de 2000 și ceva? 3015. Dar ai 1000 cu 1000, pe ce să fac? Gata, e un mofin. Tu-l mănânci? Ia vreau să-l văd cum e. Uite-l. E delicios? Uite-l. Oh, mai faină mea. Tot cu farfurie. Iogurtul tău? Mai fain e iogurtul meu. După urmează sushi. Serios? Deci voi ați mâncat vreodată sushi? Eu n-am mâncat niciodată. Ba da, cred că am mâncat odată. Foarte de mult. Dar nu știu dacă chiar era sushi. Nu știu nicio, că ăștia pun o tonă de orez cu un somon cumpărat la... Nu, era sushi ăla, dar era atât de sărat, nu-mi plăcea. Nu știu dacă în România chiar se face peste tot sushi bun. Păi nu știu că eu eram în Botoșani și au venit niște asiatici. De acolo, ca să ne prezinte cultura lor. Nu știu ce, era un eveniment, un program, m-am înscris și eu. Și după aceea, după ce ne-a dat sushi și ne-a arătat un film despre istoria lor, după aceea ne-au dat o pensulă dintre aia și au muiat-o în cerneală neagră și ne-au învățat să ne scriem numele în japoneză sau în chineză. Am înțeles. Și mi-e întremura mâna super tare. Am făcut acolo... Să că nu-și dau seama dacă e și diferit. Eram foarte emoționată. Ok, eu mi-am primul sushi! Serios? Da. Și nici măcar nu mi-a luat mufina! Ia-ți-o, vinde, că poți să-ți iei. Acum mă da. Din cauza că mi-am luat ghiozanul ăsta mare și tot nu mai...
Păi se calculează în jocul ăsta, Cristina. Este, mă duc acum să-mi iau muffinul. Muffinul, eu deja trec la sushi. Fiți pregătiți! Muffin, buy now! Oh. Așa, facem un sushi, la 5 mici ceva. Ia să-l punem în mână. Tare, tare repede te umpli cu sushi la stomac. Da? Tu umple sushi, n-ai treabă. Asta crește din... crește destul de bine muffina asta. Păi unul pe server aici are o grămadă de bani. Serios? Peți. Dar oricum, eu înțeleg toate chestiile astea, dar... Peturile sunt cam scumpe, frate, nu? Da, mi se pare nebunie. Cât costă un pet? 75.000. Ai de cap, deci meu! Mi se pare o parodie. Trebuie să începe și petul de la 1.000, de la 5.000, că așa în fiecare joc, nu știu ce s-o pus ăștia. Ce zgârciți sunt, cred că vor să se îmbogățească așa de sărbători, vor să-și facă revelionul. O fi crezut că Gigi Becali se joacă jocul ăsta, nu știu care e faza. Cum se 75.000? Este ce gustos ăsta, ce... Bă, dar pe mine mă ajută că iau hârtia asta igienică. Da, dar nu m-a ajutat atât de mult, mai mult mă ajută să mănânc. Mai degrabă stau într-un loc și doar mănânc. Că îți dă doar câte unul, știi? Unu-s, da. 1 plus 1 plus 1. Și aici îți dă 14. Uite, 1 plus 1. Îți dă și 20 monede la hârtie igienică. A, da? Da. Deci dacă e, da, într-adevăr, îți dă și 20 de monede. 20 de monede. Da. Dar oare câte monede îți dă pe înghițitură de brioșo? 40-50, că ai adătat deci mai rentabil. Mă duc să vând așa puțin. Oricum te plimbi. Iarăși mă duce până sus. Cred că poți să-ți iei. Sau poți să-ți iei 3.000. Sushi. Cât costă? Nu știu. 5.000. 5.000? Ia, du-te să vezi. Ia să vedem. 5.027. Ai, mi-a te faci. Dar cum ai reușit să mănânci atât de multe? Eu am la următorul, aproape. Serios? Eu am sushi-ul și mi-l la următorul, da. Ia unde? Vreau să văd. Poate ești foarte grăsuț, te-ai îngrășat puțin. Nu. De mâncat atâta. Ia uitați-l pe Felix cum mănâncă aici sushi. O să mă pace. Salut, Felix! Știi bani aici. Ce echipă super tare suntem. Bă, da, tu de ce ai peturi? Deci dacă ai câștigat bani când ai mâncat, românii ar fi cei mai bogați de planetă. Ar mânca în continuu. Ai de mine. Eu nu știu cine aruncă aici cu hârtie igienică. Vreau să Nu știu dacă e hârtie igienică sau ceva de mâncare. Nu știu, vreau să zic că cocolișii. Eu am ajuns la concluzia că e hârtie igienică. Ah, dar uite cum cade de sus, dacă te uiți în sus. Da, de sus cade. Ai văzut cum cade? Păi nu aruncă niște uriași, luați! A zis că ați rămas fără hârtie? Mamă, dacă tăi. Și din aia din un strat, nu-i din aia bună. Da, nu-i cu trei straturi. Uite și asta zici că e aloe vera care crește pe jos. Da, super, da. Tare. Mă duc foarte să mai învânt și să văd, poate sunt norocoasă și am destul de mulți bani. Ia să vedem. 5.800! Este ce inițiativă bună am avut. Unde-și magazinule? Așa, să-mi iau și o sushi să văd cum este. Să văd dacă e gustos. Vă mulțumim foarte mult pentru vizionare. Dacă mai aveți episoade cu Roblox, rupeți butonul de Cocolai, scrieți în comentarii ce vreți voi. Și noi ne vedem data viitoare. Pa!